O nouă ieftinire la pompă, costul unui litru de benzină și motorină standard de pe piața produselor petroliere din Moldova va coborî și joi, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, pe 26 aprilie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică A95, 24 de lei și 60 de bani cu 17 bani mai puțin decât au plătit miercuri. La rândul său, joi, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei și 36 de bani per litru, cu 11 bani mai puțin decât costul din ultimele 24 de ore. În aceste condiții, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de începutul lunii septembrie 2021 cu 4 lei și 58 de bani per litru, în cazul benzinei A95 și cu 4 lei și 36 de bani per litru în cazul motorinei standard.